Tocmai ce am filmat un clip pentru canalul în engleză și fix în aceeași poziție filmez și un clip pentru canalul în română. Nici măcar nu m-ați chisit să mă schimb sau ceva, știi? Dar în schimb, aici vă pot arăta cafeluța, e pregătită. Minunat, mirific. Bun! Despre ce vorbim azi? Vreau să vorbim puțin despre școală. Știu că așteptați clipul ăsta. Vreau să vă zic părerea mea despre școală, adică na, cu perioada asta cu COVID și să vorbim, de fapt să vă dau eu câteva, o părere așa despre cum văd eu toată situația asta și cum văd incertitudinea asta cu privire la școală. Dar înainte de a începe acest clip, nu uita să distrugi butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul pentru a fi la curent cu ce mai e nou pe aici și afla primii informații despre Killer Bananas. Vedeți, știu asta ca pe o poezie. Oh, anul ăsta va fi o leacă mai complicat, în sensul că este chestia cu COVID-ul și știu că unii dintre voi sunteți deja stresați că aveți și examene, na, cei de-a 12-a, cei de-a 8-a, nu mai zic de cei de facultate, pentru că clipul ăsta e și pentru ei, într-un fel. Da, anul ăsta va fi destul de complicat așa, din ce pare, nici măcar nu e clar dacă se deschide școala, adică din ce am citit așa și văzut, decizia e la nivel de județ, nu e chestia națională, adică practic cei din județul tău vor decide pentru toată lumea ce se va întâmpla în județul respectiv. Da, nu știu, nu mă bag eu în comentatul deciziilor, nu, chiar nu înțeleg ce nu se face chestia la nivel național. Ceea ce vreau să vă zic este că nu trebuie să vă speriați. Adică, na, poate unii dintre voi sunteți speriați pentru că vă întoarceți la școală sau la facultate sau... și, na, poate sunteți speriați că nu vreți să luați coronavirus sau nu vreți să pățiți ceva, să pățească ceva părinții voștri, bunicii și astea. Și ce alți apropiați. E o situație, cam toți se gândesc la asta, adică, na, dacă te gândești la asta și e singur, să nu crezi că e singur, cred că asta e gândul majorității. Da, e o situație complicată, și e riscant, așa, dacă e să ne gândim, mai ales că avem și exemplele altor țări care au deschis școlile și le-au închis înapoi, de ce? V-am mai zis eu și pe live-uri, că m-ați mai întrebat unii legat de asta, ce părere am, ce se va întâmpla cu școala, practic. Eu aș merge pe ideea că se vor deschide majoritatea, se va respecta o perioadă cu strictețe, orice fel de regulă, dar pe măsură ce va trece timp, probabil nu se vor mai respecta așa de bine regulile astea și cred că vom începe să avem și cazuri în școli. Ideea este că chiar dacă se întâmplă asta, chiar dacă o să fie chiar și în școala voastră, liceul vostru, la voi, la facultate, un caz, nu trebuie să vă fie frică. De-aia, bine, nu vreau să zic că boala nu e gravă, dar statistic vorbind, ea afectează mai mult adulții și bătrânii. Adică ei au nevoie de cea mai multă atenție cu problema asta. Adică pe voi, ca tineri și... statistic vorbind, n-ar trebui să fie o problemă atât de mare. Problema este însă că noi, voi, adică eu nu sunt nici eu foarte bătrân pe la urmă, și noi trebuie să ne ferim. La noi e ideea mai mult de prevenție, să avem grijă să nu dăm la rândul nostru mai departe. Asta ar fi strategia, știi? Adică să-i protejăm pe cei mai în vârstă. Și da, asta vreau să punctez aici. Să încercați totuși să nu luați în derâdere măsurile de siguranță. Știu că în unele școli probabil vor fi absurde, știu că vor fi annoying, știu că vor fi greu de respectat, poate în unele școli, că sunt unele școli foarte stricte, sunt unele școli mai puțin stricte, dar ideea este să încercați pe cât posibil, cât puteți voi de mult să vă protejați, adică să respectați cel puțin normele de igienă, spălatul mâinilor, iar dacă nu aveți apă la școală, nu știu, încercați un gel dezinfectant sau ceva, că găsiți și din acela. Dar în mod normal, școlile ar trebui să vă pună la dispoziție chestiile astea. Bineînțeles, masca cu păstratul distanței. Și da, știu că probabil, de fapt nu probabil, cu siguranță veți avea colegi care nu vor respecta cu bună știință regulile astea.
Și de aceea vă zic să nu îi judecați în mod, că să nu fiți răi cu ei, ci să folosiți pur și simplu puterea exemplului, și adică să respectați voi regulile alea și să lăsați pe ei să decidă ei la rândul lor dacă e ok să respecte, deși normal ar fi că e ok, știi? Adică toată lumea ar trebui să țină cont de chestiile alea. Știu, îi annoying să porți o mască. Vara asta cel puțin a fost, mă rog, eu n-am prea n-am călătorit deloc, doar ce am mai fost prin oraș, am mai ieșit în oraș, dar am fost la vreo 30 ceva de grade cu masca pe față, știu, e oribil. Dar am purtat-o totuși, chiar dacă transpiram, și era nașpa. Am încercat să respect cam orice regulă posibilă, și de distanțare, și de dezinfecție, și de cu purtatul măștii și așa. Și a fost ok. Anul ăsta cred că este caracterizat pentru o incertitudine totală, încă de prin martie, aprilie, februarie, martie, aprilie, până acum. Incertitudinea asta o au și părinții voștri, adică na, voi doar acum, să zicem, sunteți loviți de această incertitudine cu începutul școlii, că asta vă interesează direct, dar pe părinții voștri e afectat încă de prin aprilie, martie. Și au trebuit să treacă prin asta. Și da, incertitudinea naște diverse sentimente de frustrare, de supărare, de nefericire chiar. Dar aș spune, dacă puteți, să încercați să să nu creați probleme în plus, adică să nu vă faceți foarte multe griji cu privire la asta, să încercați să respectați ceea ce vi se spune și regulile astea obișnuite de igienă. Și în mare parte, dacă școlile nu se vor deschide, să faceți ceea ce vă spune practic școala să faceți, adică dacă faceți ore online, să faceți ore online, și încercați, nu știu, dacă e posibil să-i ajutați și pe profesori, pentru că și lor le este foarte greu, cel puțin celor mai în vârstă, să facă față acestei perioade cu online. Schimbarea asta a venit practic peste noapte și pentru ei. Adică să nu faceți mișto de ei. Dacă sunt anumiți youtuberi care, am văzut că este o chestie acum care prinde cu glume pe Zoom sau ceva de genul, cu sunete de porn și chestii din astea, încercați să ignorați chestiile astea, dați-le report sau pur și simplu blocațiile, pentru că nu sunt niște glume care, nu știu, eu le văd așa, ca cel puțin ca un profesor care e prea bătrân să fie obișnuit cu tehnologia, are un clar dezavantaj față de voi care sunteți tineri și știți să folosiți chestiile astea și toate astea. Și nu știu, arâde de un profesor sau de un părinte care nu știe să folosească tehnologia și așa, e ca și când ai râde de o persoană cu dizabilități, știi? Cam același gen de treabă. Și v-aș zice tot să evitați asta și eventual, dacă puteți, să-i ajutați pe cei în vârstă ca să înțeleagă și ei cum să folosească tehnologia, pentru că voi știți, adică știu că voi folosiți, deci știți mai mult decât mine, sunt convins de asta. De aceea încercați să, nu știu, să înțelegeți și pe ei, chiar dacă, da, știu, sunt profi nervanți, știu, am avut și eu, sunt profi cu care nu prea, care chiar nu pot să zic că merită anumite chestii, dar încercați să le faceți viața mai grea, tocmai pentru că și ei vă făceau vouă viața mai grea, înțeleg și soiul ăsta de răzbunare. Dar ideea este că, na, totuși, adică cred că puteți fi și mai ok, știi? Adică dacă un profesor este rău și vă face viața grea, și sigur se întâmplă și prin școli și prin facultăți și prin... Am trecut și eu prin aia, știu. Că nu se pricepe la chestiile cu tehnologia și așa, și să încercați să faceți ca lucrurile astea să nu fie mai rele decât încă sunt, că și ei trec prin multe și clar, anul ăsta a fost un an plin de incertitudini. Deci da, așa ca o concluzie, că nu vreau să mă mai lungesc prea mult. Da, vine școala, pregătiți-vă, așteptați-vă la încă o perioadă de incertitudine, deci această toamnă va fi una destul de
ciudată, așteptați-vă și la ore online și da, iarăși o să-mi dați mesaje că mă uit la tine în timp ce sunt la ora de mate pe Zoom. Abia aștept și atunci o să mă trimit înapoi la ora de mate. Dar da, până atunci să mai este că nu s-a deschis școala. Da, atât asta vreau să vă zic azi. Așa, câteva cuvinte de înainte de început de școală, doar să nu fiți supărați, triști, amăgiți, frustrați și alte chestii. Încercați să gândiți pozitiv, o să trecem peste asta și o să vedeți că o să fie bine până la urmă. Și da, sunt aici să vă ajut, uitați, stați uleacă, da. Trecem noi și peste asta. Eu vă aștept aici pe YouTube dacă aveți o zi, nu știu, mai proastă, poate. Mă găsiți pe YouTube, încerc să fac clipuri cât mai fane și să vă fac ziua mai bună, poate. Și vorbim și ne auzim tomorrow cu un alt clip, bineînțeles. Deci, da. Goodbye. Have a nice start of the school and the back to school power. Back to school squad. Vorbim.